Astăzi au fost afișate notele pentru titularizare. La nivelul județului Mehedinți, 47% din cei care au dat examenul au promovat cu note peste 7. Anul acesta, rezultatele pentru examenul de titularizare au fost mai bune ca în ceilalți ani. 23% dintre participanți au luat sub nota 5, 47% au trecut cu note peste 7, iar 30% dintre candidați au obținut note între 5 și 7. La ora 12 au fost afișate rezultatele înainte de contestații la Concursul Național de Ocupare a Posturilor. La nivelul județului Mehedinți, din cele aproximativ 250 de lucrări care au plecat spre centrele de evaluare, avem un număr de 72 de candidați care au obținut sub nota 5. Aș vrea însă să mă exprim procentual, deci din totalul lucrărilor 23% au luat sub 5, 30% dintre candidați au obținut note între 5 și 7, asta înseamnă că pot fi repartizați având note peste 5, iar 47% dintre candidați, respectiv 141, au luat note de peste 7. La acest moment este un rezultat mai bun față de anul trecut. Într-adevăr, anul trecut au fost și mai mulți candidați, dar acum avem un rezultat pentru că aproape 50% dintre candidați, vorbind de 47%, au luat peste nota 7, nota 7 fiind aceea care permite titularizarea în învățământ. La nivelul județului Mehedinți, numărul de posturi titularizabile nu este foarte mare. De ani de zile avem puține posturi care sunt scoase la titularizare, însă am avut posturi cu viabilitate peste 4 ani sau cel puțin 4 ani la germană, la asistenți de medicină generală, la asistenți de farmacie. Chiar am văzut la asistenți de farmacie note peste 7 cu viabilitatea postului, deci asta înseamnă posibilitatea titularizare.